patru lucruri dăunătoare pe care le faci în fiecare zi. În acest video îți voi prezenta patru lucruri dăunătoare pe care tu le faci zilnic și îți afectează sănătatea mentală și viața de zi cu zi. Primul obicei, gânditul negativ. Acest obicei este unul îngrozitor, deoarece tu, prin gândind negativ despre tine sau despre alții, te slăbești singur. Îți slăbești sănătatea mentală. Îți slăbești sănătatea mentală plus buna ta dispoziție. Cea mai grea parte în acest obicei este atunci când începi să ai gânduri negative despre gânduri negative. Atunci este un ciclu vicios foarte nașpa. Există un studiu pe internet ce arată că doi oameni li se latcă de un milkshake. La primul i-a spus că milkshake-ul este foarte caloric și este foarte dăunător. Iar al doilea nu i-a spus nimic despre milkshake, nu i-a spus absolut nimic. Și al primul s-a îngrășat, iar al doilea n-a pățit nimic. Și era exact același milkshake. Deci, ce gândești despre tine este foarte important, mai ales dacă este ceva rău și ceva negativ. Al doilea obicei, uitându-te pe telefon încă din prima oră din care te-ai trezit. Mă găsesc de multe ori dând scroll pe homepage-ul YouTube-ului atunci când mai prind ceva timp liber. Acest obicei îți cam fură 15-20 de minute din zi în cazul meu sau în cazul multora vreo 2-3 ore, deoarece ești prins de capcana rețelelor de socializare. Când intri acolo, vezi un mesaj, apoi te duci să mai dai un mesaj și tot așa. De multe ori ai de verificat telefonul pe vreun lucru important, spre exemplu, te-a sunat cineva, vrei să verifici dacă ți-a dat mesaj cineva important sau vrei să vezi dacă ți-a venit vreun colet. Însă de multe ori vedem acolo o altă notificare de la TikTok, de la Instagram, de la Discord și pur și simplu dăm click pe ea și suntem atrași efectiv de rețelele de socializare și rămânem blocați acolo cel puțin 5 minute. Eu, ca să combat această problemă, am dezactivat toate notificările de pe telefon și am dezinstalat toate rețelele de socializare, mai puțin Discord-ul. Și așa mi-am limitat timpul la maxim 20 de minute de pierdut pe telefon. În schimb, mai mă găsesc că dau scroll pe homepage-ul de la YouTube și acolo poți să rămâi blocat suficient. Este important să te poți controla și să poți realiza că ești blocat în acest obicei. Ca să-ți corectezi acest obicei și gânditul negativ, ai face bine să începi să meditezi. Ca să începi să meditezi este foarte simplu. Instalezi aplicația Medito și pur și simplu urmezi instrucțiunile de acolo. Începi cu primele cursuri pe care le găsești pe primul rând și urmezi instrucțiunile de acolo. Al treilea obicei pe care îl faci greșit este cinstirea câștigului. Acest obicei se referă la faptul că tu cinstești câștigul prin a-ți ruina progresul. Spre exemplu, un om care este gras și a mers la sală ca să slăbească, el își cinstește câștigul de multe ori prin a se întoarce la mâncarea nesănătoasă pe care o mânca în prima etapă. Ceea ce este fără sens. Cum adică să muncești atâta ca să slăbești și apoi să mănânci iar aceeași mâncare care te-a dus în același stadiu? Este no-brainer. Sunt destul de sigur că ai auzit de oamenii care au câștigat la loterie într-o zi, oameni săraci, bineînțeles, și a doua zi au ajuns mai săraci decât erau înainte. Ideea cu acest obicei este pur și simplu să schimbi câștigul, cinstirea câștigului în niște activități ce îți îmbunătățesc progresul, cum ar fi dacă, să zicem, ai învățat pentru un examen și ai luat o notă mare, cumpărați o carte de productivitate, cum să înveți mai eficient. Dacă ai mers la sală și ai slăbit, cumpărați un echipament de sală foarte frumos. Sunt multe variante. Numai nu fi ca băieții care beau alcool după fiecare câștig. Își distrug pur și simplu progresul. Patrulea obicei. Somnul ineficient. Câte ore crezi tu că ai nevoie de somn?
Probabil că ai răspuns 8. Dacă ai răspuns 8... Probabil că ai răspuns 8. Dacă ai răspuns 8, înseamnă că te gândești probabil la 8 ore de stat în pat, nu la 8 ore de somn. Te gândești de la 10 la 6. Însă, ca să dormi 8 ore, ai nevoie de la 9 ore în sus de ore de stat în pat. Somnului eficient este că îți îmbunătățești efectiv toate statisticile sănătății tale. Dacă nu vei dormi cum trebuie în următoarea zi, vei simți obosit, te vei simți ușor de iritat și cea mai nașpa parte, nu vei putea munci la capacitatea ta maximă. Ai nevoie de un somn eficient pentru a munci la capacitatea ta maximă și a te simți viu. Pur și simplu, ca să-ți corectezi somnul, încearcă doar să te baci în pat cu o jumătate de oră mai devreme și cam asta e tot. În timpul somnului încearcă să respiri pe nas pentru că asta îți va susține somnul tău profund și te va ajuta să trezești mai bine. Încearcă să ai temperatura camerei puțin mai răcoroasă, încearcă să fii cât mai întuneric în cameră și cât mai mult mai puțină liniște. Ai uitat până aici, înseamnă că ți-a plăcut acest content sau ți-am oferit niște informații noi și ai învățat ceva. Dacă vrei cumva să mai vezi videouri pe homepage-ul tău cu acest YouTuber neconvențional, te invit să dai un subscribe, o să fie un câștig pentru amândoi. Și dacă înveți de aici și vrei să înveți și mai multe, te aștept cu un mesaj pe Discord în care putem programa un apel video să discutăm despre problemele tale și să te putem ajuta. Eu sunt Adi și ajut tinerii din România să își repare viața cu ajutorul dezvoltării personale. Mulțumesc pentru interesul tău!